De 5 ani numărul porcinelor din România este în continuă scădere. Care ar fi, după părerea dumneavoastră, cauzele acestui declin? Bun. Wow, întrebare. M-ați luat tare din start. Cred că, în primul rând, cauza acestei scăderi este dublă. Pe de o parte, pentru că, în mod cert, nu a existat niciun fel, dar niciun fel de strategie pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea acestui sector. Mă refer, indiferent de, nu vreau să intru în detalii politice, dar nu a existat o astfel de strategie. Și în al doilea rând, pentru că structura creșterii porcului în România este total atipică pentru Europa. Noi avem doar 30-40% din animale în ferme comerciale și diferența se regăsește în gospodăriile de populație. Ori declinul, asta pot să vă spun, declinul a survenit așa, dacă ne uităm pe cifrele statistice, poate fi înșelător. Pentru că declinul a survenit mai ales pe gospodăriile populației, iar în perioadele de criză, cu costuri mari pentru furaj, atunci apare lovitura și în fermele comerciale. Absența României pe piața exporturilor ar putea fi și aceasta o explicație? Se tot vorbește de ceva vreme de reluarea exporturilor către piața europeană și chiar piața rusă. Sunt convins că ar ajuta. Chiar dacă, într-un fel, unii spun, da, bun, dar și așa nu avem noi suficientă carne câtă consumăm, că aducem o grămadă, jumate din ce mâncăm ne aducem de afară. Dar nu-i tot una, pentru că există o serie de unități care sunt extrem de eficiente din punct de vedere productiv, sunt chiar mai eficiente decât multe ferme cu tradiție din oriunde din Europa. Deci din punctul de vedere al performanțelor ne putem compara oricând cu ei. Deci pentru aceste unități, faptul că nu se poate încă exporta carne de porc este o frână, este în mod cert. Care este aportul PIC la piața de profil din România? Lucrăm aproape de 12 ani pe piața asta. Aportul nostru a fost în primul rând legat de faptul că am decis să ne integrăm în această piață. Am venit cu gânduri să producem aici. Motivul este și ferma pe care noi o deținem în proprietate și care asigură, aș zice, 90% dintre cerințele partenerilor noștri în România. Deci putem produce aici și livra, ceea ce înseamnă, evident, costuri mai reduse cu transport și așa mai departe. Iar dacă mă întrebați de impactul asupra performanțelor din fermele comerciale din România, eu cred că este relevant dacă v-aș da numai două cifre. Din calculele noastre suntem probabil undeva la în jur de 50% pe partea de genetică femelă, deci pe scroafe și scrofițe, ca și cotă de piață, iar pe partea de mascul, de vieri, genele PIC ajung cam la 60% din fermele comerciale din România. Ați lansat un nou produs. Despre ce este vorba? Am lansat un nou produs pentru că ne-am făcut un obicei, credem bun, din a veni, a încerca să studiem ce se întâmplă pe piața românească, care are o multitudine de particularități, și a venind în întâmpinarea acestor cerințe ale pieței. Ca atare am venit și venim cu un nou tip, un produs nou, cu o linie de tip pietren, care este în proprietate a grupului nostru și care a fost dezvoltat ca linie genetică din populația de pietren germană. Dar într-o altă direcție, în funcție de strategia și conceptul nostru privitor la ameliorare. Deci, în esență, un vierde de pietren care este, însă, are un alt tip de performanță decât pietrenul clasic de tip belgian sau de tip german. Cum vedeți evoluția pe termen mediu și lung a industriei de profil din România?
Aș putea să merg înapoi și să mă gândesc că în 1998, când PACO a intrat pe această piață, discutam cu colegii noștri, spuneam, România este o piață extraordinară, are un potențial extraordinar. Iar colegii mei din Anglia spuneau, da, e ok, numai că ai grijă că cu potențial nu poți să-ți plătești facturi. S-a dovedit a fi destul de greu sau de grei anii care au urmat, pentru că, într-adevăr, așa cum se observă și din statistici, totul a părut că merge în jos. Ceea ce este însă cert pentru viitor este că acel potențial nu a dispărut. El este în continuare uriaș. Și pentru ca el să fie într-adevăr pus în valoare, va trebui să existe o altă coerență în acest sector și în strategia generală pentru acest sector. Sunt mulți fermieri, din ce în ce mai mulți fermieri din alte țări ale Uniunii Europene care renunță la a face creșterea porcului în țările lor de origine și vin în România. Tot mai mulți. Dacă acum 5-6 ani era o întâmplare să întâlnești un fermier din altă țară a Uniunii Europene, lucrurile s-au schimbat extrem de mult. Și asta e bine, pentru că ei vin și cu o tradiție, ne aduc o tradiție, ne aduc cunoștințe, ne aduc un management performant. Și asta este bine. Și cred că suntem pe drumul bun.